Bună ziua la Adevărul Live. După cum știți, în zilele acestea suntem în plin târg de carte. Vorba de Bookfest. Bookfest, o, așa, printr-un clișeu, o sărbătoare a cărților. Bun, dincolo de clișeu, e un loc unde întâlnești cărți, foarte multe cărți, dar și oameni minunați. E un loc unde se strâng la oaltă oameni minunați, pe care altfel mai greu să-i întâlnești. La târgul de carte Bookfest de anul acesta va fi lansat și un volum, de fapt o trilogie, celebra trilogie Orbitor a lui Mircea Cărtărescu. E vorba de o ediție de lux. Și invitatul meu de astăzi este nimeni altul decât Mircea Cărtărescu. Îți mulțumesc că ai venit, Mircea. Mă bună, bucur. Cezar, și eu mă bucur că m-ai chemat. Vorbim de Orbitor. Orbitorul, din câte am văzut, în cifrele editurii Humanitas, s-a vândut până acum cam în 80.000 de exemplare. Este o cifră impresionantă, mai ales dacă ținem cont că Orbitorul nu e un roman ușor, nu e o scriere la îndemână. Cu toate acestea, a avut un public destul de numeros. Putem considera că e un semn bun pentru piața de carte din România? Cifra asta de vânzări, spun, Cezar, după cum știi foarte bine, Orbitor nu e o carte obișnuită. Tocmai. Și ai și spus lucrul ăsta. Aș spune eu că e o carte la care cifra de vânzări chiar contează foarte puțin. Eu nu îți dai seama că în momentul în care, în momentele foarte multe care s-au adunat în 14 ani cât am scris cartea asta, nu m-am gândit că se va vinde în 1000 de exemplare sau 80.000. Mi-a fost și mie și acum total indiferent. Totuși, cifra asta nu este inocentă, ea spune ceva. Așa, cred că, ce spune? Cred că spune lucruri neașteptate și foarte bune, foarte pozitive în privința puterii de absorpție a publicului cult, a publicului care citește încă literatură. Faptul că un roman de aproape 1500 de pagini, deci o valoare comercială atât de mare, care arde la buzunar, cum se zice, atât de tare, totuși s-a vândut în atâtea exemplare, aș spune eu că nu e relevant pentru literatura mea, ci pentru literatură în general. Pe mine mă bucură mult că încă se vinde literatură, că au fost, știu eu, 10.000 de oameni care au cumpărat cartea asta. E, da, o chestie. Iată, mai mult de 10.000 de oameni. Da. Hai să vorbim puțin despre ce a reprezentat pentru tine Orbitorul. În primul rând, țin minte din jurnalele tale că scrierea trilogiei în diferite etape a constituit ceva care te teroriza, ajunsese Orbitorul să fie o povară, ceva care aproape te poseda, îți sugea toată energia, de multe ori era exasperat de scrierea Orbitorului, de faptul că s-ar putea să fie ultima ta carte și așa mai departe. Hai să rememorăm puțin vremurile astea, acei 14 ani în care ai scris Orbitorul. Orbitorul, aș spune eu că e puțin, cum să spun, forțat încadrabil în categoria romanului. Eu cred și acum că nu e un roman, de fapt. E un fel de jurnal sau hiperjurnal. Cam așa îl văd eu. Eu am scris întotdeauna jurnal, după cum știi, și probabil cândva se va spune că, până la urmă, coloana vertebrală a scrisului meu a fost jurnalul. Și din el s-au desprins celelalte. O paranteză. Da. Va exista un moment, crezi, în care va fi dat publicității jurnalul tău integral, jurnalul necosmetizat, pentru că tu scrii un jurnal pe care, pentru public, îl livrezi cu anumite tăieturi, cu normal, sunt și lucruri intime. Da. Acele lucruri intime sunt aruncate sau sunt păstrate undeva? Cezar, eu nu tai nimic în principiu. Ceea ce am tăiat în fiecare volum pe care l-am publicat din jurnalul meu n-a fost mai mult de o pagină sau două. A, da? În total. Eu credeam că mult mai mult. Și am tăiat numai, considerații care mi s-au părut până la urmă puțin irreverențioase
în privința scriitorilor care trăiesc astăzi. Asta n-am vrut să rămână în jurnalul publicat. În rest, jurnalele sunt curate, așa cum le-am scris, ca și romanele, ca și aproape tot ce am scris, totul la prima mână, după cum știi foarte bine. Da. Însă... Acum închidem paranteza cu jurnalele și spuneai că totul, tot ce ai scris, de fapt, e cumva, într-un fel sau altul, o prelungire a jurnalelor. Tot ce am scris este, până la urmă, jurnal, adică o cartografiere a minții mele, dacă vrei. Așa, și a vieții mele, a destinului, dacă vrei, un cuvânt mare aici. Nu am făcut niciodată foarte mari distincții între genuri, specii, lucruri de felul acesta în literatură. Am încercat să mă privesc pur și simplu pe mine însumi din unghiuri diferite. Ceea ce a fost numit convențional roman în scrierile mele, de fapt, este un alt unghi în care am încercat să mă surprind pe mine și să mă iau prin surprindere, într-un fel, pe mine, ca și jurnalul, ca și poeziile, ca și toate celelalte lucruri. Deci eu cred că tot ce am scris eu este un fel de continuum. Este un continuum de la vârsta de 17 ani, 17 septembrie 1973, când am scris prima pagină a mea de jurnal, și până astăzi. Iar în momentul în care jurnalul propriu-zis, notațiile zilnice, mi s-au părut nesatisfăcătoare în privința profunzimilor, pentru că nici nu pot fi cu adevărat foarte satisfăcătoare când notezi, de fapt, fiecare gând și fiecare tropism care ți vine în minte. În momentul acela am simțit nevoia să scriu cărți mai serioase, mai puternice, mai rotunde, mai elaborate. Și astea au fost cărțile mele, în general, de la nostalgia, trecând prin Levantul, prin Orbitor și prin ce mai scriu acum. De aceea îți spun că Orbitor este un fel de hiperjurnal. Este un, sau metajurnal, dacă vrei, este un jurnal la puterea a doua. Un jurnal în care am încercat nu numai să notez gânduri obișnuite care îmi vin, vise pe care le-am avut cu o noapte înainte, considerații despre cărțile pe care le-am citit, mici, știu eu, schițe de posibile nuclee ce pot fi dezvoltate în poeme sau în proze, ci să adâncesc toate aceste lucruri într-o formă mult mai densă. Mult mai densă, pentru că paradoxul acestei scrieri fără gen literar, fără specie literară care este Orbitor, este că e o carte foarte mare, dar în același timp foarte densă. Noi când ne gândim la un număr foarte mare de pagini, imediat ne vine în minte un fel de diluare, un fel de diluare. Spunea și Călinescu când vorbea despre Răscoala lui Rebreanu, spunea luată în palmă este incoloră, este incoloră ca apa mării, exact. Dar în întregime are urletul oceanului. Da. Este foarte ciudat că nu în scrierile mele cele mai mici sunt cel mai concentrat, nu în poemele mele scurte, de pildă, ci ciudățenia scrisului meu constă în faptul că cu cât ocupă un spațiu mai mare, este cu atât mai adâncită, ca să zic așa. Câteodată mă compar cu un șofer de tir care are nevoie de foarte mult loc ca să întoarcă. Dacă ai o mașinuță, întorci imediat, întorci oriunde, în orice intersecție. Dacă ai un tir, îți trebuie dita mai sensul giratoriu, ca să zicem așa. Cam asta ar fi diferența. Da, asta te întrebam. Eu țin minte că la un moment dat am văzut, mi-a arătat manuscrisul Levantului, unde nu erau foarte multe ștersături. Așa, una, două la câteva pagini. Din ce am citit în jurnal, scrierea Orbitorului te-a muncit foarte mult. Nu știu cum e. Tot așa curată? Tot așa ai scris-o ușor? Ți-a venit din prima? Sau aici lucrurile au fost mult mai contorsionate? Levantul nu are, de fapt, un manuscris, pentru că este o carte dactilografiată.
în sensul ăsta, deci nu este scris cu mâna în sens etimologic. Da. Este o carte dactilografiată la vechea și bătrâna mea Erica, pe care o aveam... Cum mai ai? O are tatăl meu pe șifonier, undeva plină de praf și nefolosită de 15 Erica ani. Erica devenită ea însăși personaj. Da. Și... Levant este scris de la un capăt la altul, într-adevăr, fără ștersături, fără intervenții pe text, fără editare, propriu zis. Da. Câteva ștersături, bineînțeles, sunt pe fiecare pagină, dar nu ceva esențial. Da, știu deci, că am văzut asta. N-am inversat niciodată, să zicem, două versuri, unul cu celălalt. Orbitor este scris la fel, dar el este scris de mână. Și eu cred că este o diferență. Eu sunt cu creionul? Nu, cu pixul. Cu pixul? Sunt unul dintre autorii care... au ideea asta, probabil o prostie, dar e bine înfiptă în mintea mea, că într-un fel mediu e mesajul, cum se zicea pe vremuri, cum zicea McLuhan, nu? Dacă ne aducem aminte. Adică felul în care scrii, chiar instrumentul de scris influențează stilul. Eu altfel scriu pe computer, unde am scris de-a lungul vremii articole, tot felul de alte lucruri, cărțile... pentru facultate, astea academice și așa mai departe, și cu totul și cu totul altfel este scrisul de mână. Eu cred că scrisul de mână are un potențial de a produce frază, frazare, stil, coerență literară extraordinar. Pe mine mă inspiră buclele, buclișoarele, migala. Este ca opera unui miniaturist. Este ceva extrem de migălos și extrem de, cum să spun, feminin într-un fel. Cum zicea Ion Barbu despre Arghezi, că este care o scriitură feminină, el o spunea disprețuitor. Mie îmi place foarte mult lucrul ăsta. Feminin într-un fel și foarte așezat și migălos. Sunt caligrafii chinezi care exact. În caligrafie regăsesc sensul. Sau faimoșii caligrafi din cartea lui turcul care a luat Nobelul, Pamuk. A lui Pamuk. Da. Faimoșii caligrafi care stăteau și migăleau și erau cu atât mai buni cu cât, roșu, cu cât inventau mai puțin, cu cât erau mai tradiționaliști. Și mie îmi place să migălesc, să scriu încet. Cât se poate de încet. Iată încă un paradox al cărții este. A fost scrisă extraordinar de încet. N-am depășit niciodată 100 de pagini pe an scriind la cartea asta. Asta înseamnă o pagină la 3-4 zile. Și, reveneai asupra ei? Adică scrieai la un moment dat dintr-o răsuflare și după aia a doua zi reveneai? Tot romanul este scris dintr-o răsuflare, de la prima la ultima pagină. Nu este niciun fel de revenire, niciun fel de reprivire, niciun fel de editare, cum ți-am spus. Deci Levantul și Orbitor sunt cărți fără editare. Aha, cum sunt deci aproape toate cărțile. Sunt scrise la prima mână, fără tăieturi, fără adăugiri. Am și acum manuscrisele, deci lucrul acesta se poate vedea. Și atunci de unde tot chinul ăsta? Chinul care reiese din jurnal. Cezar, cel puțin pe mine m-a șocat cum, de fapt, transmiți tot chinul scrierii. Cezar, scrisul, cum știm amândoi, fiindcă suntem autori amândoi, este o mare plăcere. Este o uriașă plăcere. Niciun autor nu ar scrie dacă nu ar avea nevoie de drogul acesta zilnic, pentru că scrisul e o adicție. Dar drogul nu înseamnă numai plăcere. Drogul înseamnă și tortură. Drogul înseamnă și suferință. Drogul, există o parte vizibilă a lunii în drog și o parte invizibilă a lunii. Ei, fața aceasta nevăzută a lunii constă în depresia care urmează scrisului. Scrisul este o mare plăcere și o mare eliberare, dar îți mănâncă creierul, îți mănâncă mintea și consecințele se văd asupra vieții tale, asupra dispoziției tale, asupra puterii tale de a te bucura cu adevărat de ce este în jurul cărții la care scrii și care este viața mai largă decât ea însăși, ca să spunem așa. Așa încât scrisul are această ambiguitate, aceste două fețe. Ești și plăcerea și starea postcoitală, ca să spun așa. Și plăcerea, dar și plata pentru plăcere, ca să zicem așa, pentru că știm foarte bine că toate plăcerile mai devreme sau mai târziu se plătesc. Da. Se plătesc, cum spunea Caraion, dragostea este pseudonimul morții și, într-adevăr, chiar și științific vorbind,
moartea a apărut odată cu sexualitatea. Uh-huh. Uite că între timp avem și să arătăm cele trei volume ale Orbitorului. Am să le pun așa, pentru că nu le pun întâmplător, pentru că sunt în continuare. Copertele chiar sunt în continuare. Ia să vedem. Ups! Așa. Iată, putem vedea reconstituită pe, în continuitate, o spirală ADN. O spirală ADN în cele trei volume care vor fi lansate sâmbătă la 14:30 la standul editurii Humanitas, la târgul de carte Bookfest, cum am spus la început. Foarte frumoase copertele, dar ai renunțat la metafora inițială, cea a fluturelui. Aripa stângă, corpul și aripa dreaptă, sau viceversa, na, cam ce e... N-am renunțat, le-am exilat pe pagina de gardă. Da. Pentru că mi s-a părut că o copertă cu două titluri derutează cititorul și este prea încărcată. Deci n-am mai menționat pe fiecare volum aripa dreaptă, aripa stângă, corpul, mm-hmm, ci am lăsat doar punctișoarele acelea care arată volumul. Da. Eu cred că e mai elegant așa coperta și... Am înțeles. Da. Dar ai renunțat la metafora fluturelui. Nu știu dacă mai e vreun fluture, văd un păienjenuț da, pe volumul al treilea, da. Cum să spun, fluturile a apărut pe atâtea cărți ale mele, pe atâtea exemplare și ediții din Orbitor, încât până la urmă se ajunge la o saturație. Totuși eu am cerut și de data aceasta și mi se pare că și data trecută să nu mai am... lepidoptera asta pe, am înțeles, pe copertă. Eu din câte știu sau știu prost, ție nu-ți plac fluturii de fapt. Fluturii reali, nu vorbim de cei metaforici. Cezar, Cezar, eu dacă nu aș fi fost auctore, ca să zic așa, sau profesor la facultate... Să nu spui că ai fi fost ca Nabokov. Mi-ar fi plăcut să fiu entomolog. Foarte mult mi-ar Serios? Fi plăcut. Acum, de curând, în octombrie trecut, am vizitat locul de muncă al lui Nabokov la Princeton University, acolo unde a stat 7 ani, nu ca profesor de literatură, ci ca entomolog. El a fost angajat ca entomolog timp de 7 ani. Și am văzut toate colecțiile lui, am văzut insectarele lui, am văzut fluturii cu numele personajelor din cărțile lui. Există un fluture Lolita, există alți fluturi cu alte nume de personaje. Humbert, nu? Uh-huh. Așa, ucigașul în serie. Și am fost foarte impresionat. Am văzut niște fiole în care erau doar organele sexuale ale fluturilor. Toate colectate și preparate de Nabokov cu mâna lui. O asemenea pasiune extraordinară de entomolog pe care el o moștenea de la tatăl lui, care fusese de asemenea fascinat de lepidoptere, mi s-a părut că consună foarte tare cu propria mea, știu eu, uimire și... admirație din totdeauna pentru aceste automate extraordinare care sunt insectele. Întotdeauna insectele m-au umplut de uimire și de, într-un fel, de mulțumire, de nevoia de a mulțumi în sensul acesta. Da, pentru fluturii ele. Apar așa, sunt ca un fir roșu în opera ta, nu numai în Orbitor, și în Visul sau Nostalgia. E o vizită, o celebră vizită în Muzeul Antipa și așa mai departe. Deci lucrurile te-au urmărit, fluturii te-au urmărit. Nu, Cezar, este atât de simplu încât devine simplist până la urmă. Probabil cei care ne ascultă or să râdă de mine acum dacă le spun cât de simplă și de bazală e această metaforă. De fapt, nu e vorba de fluture, ci de dualitatea fluture-păianjen, care apare în toate cărțile mele, în travestii, în primul rând. În travestii este chiar fluturile față în față cu păianjenul. În Orbitor, volumul 2, este o altă scenă în care, într-un terariu, un fluture este ucis de un păianjen și așa mai departe. Ei, este vorba despre
înger și diavol până la urmă. Este vorba despre bine și rău, despre toate dicotomiile noastre, despre lumină și întuneric, despre feminin și masculin, despre toate aceste dicotomii care, de fapt, despre emisfera dreaptă și emisfera stângă a minții noastre, care, de fapt, toate ne marchează viața, pentru că suntem ființe dualiste. Bogomilii cred că știau cel mai bine cum stau lucrurile. Diavolul nu este adversarul, ci este fratele, este colegul, ca să zicem așa, împreună cu care se creează frumos, tot. E foarte frumos că ți-ai luat acest tampon și ai spus că s-ar putea să râdă de mine. Uite, știi, mă gândesc că e adevărat. Mulți sunt tentați să râdă despre lucrurile simple și frumoase, pentru că am ajuns într-un moment în care lucrurile contorsionate sunt interesante, sunt cool, sunt nu mai știu cum. Lucrurile simple și frumoase sunt prea banale. Și de aceea cred că ai simțit nevoia să ții așa un Da, nu e deloc simplu ca o femeie să aibă barbă, de pildă. Dar este de mare succes, după cum s-a văzut. Da. Noi de foarte multe ori, fiind niște intelectuali rasați așa, sau intelectuali, cum ne zice lumea, ignorăm, exact cum spui tu, clișeele. Puterea extraordinară a clișeului. Scriitorul de avantgardă care detestă clișeele și care nu vrea să le folosească, între care marele clișeu este dragostea, până la urmă, și care face orice ca să evite aceste clișee, nu poate deveni un mare scriitor. Pentru că un mare scriitor are nevoie de aceste metafore vechi de 10.000 de ani, de aceste simboluri naturale, așa cum este fluturile, nu simbolul destinului uman, pentru că la început omida, apoi se închide în crisalidă, cum și noi ne închidem în mormânt, după care are cunoaște resurecția ca ființă înaripată, nu? Deci un simbol perfect al aspirației noastre către ideal, către absolut și așa mai departe. Toate aceste lucruri le întâlnim în scrierile scriitorilor celor mai admirați, la Dostoievski, la Márquez, peste tot. De asemenea, ignorăm propensiunea minții noastre către ceea ce am numit telenovelă, către relațiile în opoziție simplă între personaje, între conflictele, între rațiune și pasiune și alte lucruri de felul acesta. Totuși, ele nu trebuie ignorate, pentru că fără ele nu se poate face ceva general uman. Asta este toată povestea. Multe romane ale lui Liosa sunt simple telenovele. Nu? Mătușa Giulia Julia și Julia și Condeerul acolo este vorba despre telenovele, de fapt radionovele în acel moment scăpate de sub control. Exact. Dar cu un potențial melodramatic extraordinar. Deci este unul dintre lucrurile de bază pe care orice profesor de creative writing ar trebui să-i învețe pe studenții săi. Nu vă feriți de clișee. Da. Pe de altă parte, sunt romanele astea șocante. Palahniuc, romană în care ți se descrie o scenă cu un individ care ajunge, căruia îi place să stea pe fundul bazinului și să-și potrivească anusul în dreptul scurgerii bazinului și până la urmă acea scurgere îi trage mațele cu totul. Iată o imagine cruntă. Există și o apetență pentru o astfel de literatură, cu imagini crunte. Așa cum la un pol sunt clișeele, la polul celălalt sunt singularitățile, ca să spunem așa. Lucrurile care ies dintr-o imaginație deviantă, mult dincolo de limitele, să zicem așa, firescului sau acceptabilului sau verosimilului. Imaginea aceasta a vidării corpului uman de intestine prin această pompă care absoarbe este una dintre aceste singularități, o imagine foarte puternică.
E vorba de un scriitor Mi-a rămas așa cum aminte. Sigur că da. Știu că la lecturile publice ale lui Palahniuc există de fiecare dată oameni care vomită sau care ies, părăsesc sala în curs de a... Da, asta nu-i bine autorului. Sunt oameni mai slabi de înger, cum se zice. Scena din Marques, din Toamna Patriarhului, în care un ins este gătit și mâncat, întins pe o masă cu mărul în gură, cu lămâie împrejur și este devorat de ceilalți. Iată scene, sau, mă rog, o scenă dintr-un thriller, mi-aduc aminte, din autorul Tăcerii Mieilor și a lui Red Dragon, a mai scris o carte care se petrece la Veneția, nu mai țin minte cum se numește, și în care un ins este drogat și îi se dă să mănânce felii din propriul său creier. Exact. Deci se poate ajunge și până acolo. Și îl întreabă cum, și zice că e foarte bun la gust și așa mai departe. Aceste lucruri, dacă sunt bine ținute în mână și dacă au un sens estetic, dau bine literaturii, fac bine literaturii, după părerea mea. Pe de altă parte, pot degenera și în pornografie. Absolut, absolut. Dar cine poate să spună că poate trage o linie precisă între ceea ce e pornografic și ceea ce nu e pornografic? Până la urmă, doar intenția. Intenția decide. Ori intenția noi nu o putem cuantifica. Nu știm, de fapt, care a fost intenția autorului când descrie o scenă erotică. A vrut autorul ca noi să ne excităm la această scenă sau să simțim o plăcere intelectuală și estetică? Da. De obicei sunt amândouă. Și când e vorba de pornografie, uite, încetul cu încetul am divagat și am ajuns la cu totul altceva. Când e vorba de pornografie, mi-e place foarte mult vorba lui Călinescu când se referea la acuzația de pornografie pe care a primit-o Arghezi. Arghezi, știm foarte bine, acuzat la un moment dat de pornografie și Călinescu ia apărarea și spune: singura pornografie în artă este lipsa de talent. Da, și mi se pare o definiție superbă. E un lucru ușor de înțeles, iarăși, de noi care suntem filologi și știm ce înseamnă literatura, dar oamenii simpli nu înțeleg acest lucru. Și dacă cineva are o intenție negativă, o intenție de a face rău unui scriitor, poate foarte ușor să scoată, cum s-au scos și din Orbitor, cum s-au scos și din alte cărți, citate care par omului de pe stradă foarte obscene, dar care au sensul lor într-o carte. Pentru că o carte nu tinde să fie o icoană a vieții, ca să zicem așa. Ori în viață avem și obscenitate, avem și crimă, avem și orice. Nu numai momente sublime, avem momente de foarte adâncă înrobire sufletească, așa cum a demonstrat Dostoevski în primul rând. Deci lucrurile acestea pot fi manipulate, pot fi decupate și arătate omului. Și se poate spune, iată cine-i marele scriitor atât de proslăvit, iată cine este cel care vi se vâră în ochi ca scriitor important, iată ce porcării scrie. Și acest lucru se întâmplă. Din păcate lucrurile se întâmplă. Știu că în Cotidian a apărut o mizerie de genul acesta în care erau luate fragmente din ce ai scris tu. Și, bine, pus în legătură și cu ICR-ul, iată pe fundul cărui scriitor s-au dus banii țării a ICR-ului și așa mai departe. Nu se întâmplă numai cu mine. În America, cei mai mari scriitori de azi, Thomas Pynchon, de pildă, sau Don DeLillo, figurează de multe ori ca pornografi. Deci foarte mulți postaci din ăștia că iau și ei pe-ai lor, oriunde apare, oriunde se vorbește despre acest scriitor, se postează citate din ei. Iată, cum poate să fie mare scriitor cineva care, știu eu, celebrează urolagnia sau mai știu eu ce alte lucruri repulsive. În felul acesta poți desființa orice scriitor al lumii. Absolut oricare. Și pe Shakespeare, și pe Dante, și pe absolut oricine. Exact. Toți marii scriitori ai lumii au astfel de inserturi scatologice. Să spunem la așa, scatologice, nu există operă literară în care să nu există. Sau bun, există, dar o crimă, care e un lucru oribil. Există în multe opere literare. Oare cineva îi suspectează pe respectivii autori că sunt criminali dacă au scris despre o crimă? S-a întâmplat și așa ceva un bulgar
un bulgar acum câțiva ani, a fost un caz celebru, și a povestit într-un roman o crimă pe care chiar o comisese cu câțiva ani în urmă și l-au saltat ca urmare a acestui roman. Se întâmplă și reversul medaliei. Astfel de gafe absolut caragioase, da. Da, da, ai adus vorba de felul în care ai fost atacat și într-adevăr e regretabil și e... Ce să mai vorbim? Ai stârnit foarte multe adversități. Ai stârnit foarte multe adversități, pe de o parte pentru că succesul stârnește multe invidii și dușmănii și adversități, pe de altă parte și implicarea ta în comentariul politic, pentru că nu te-ai implicat în politică. Tu n-ai fost implicat în vreun partid sau nu știu ce, dar ai comentat ceea ce se întâmpla pe scena politică. Bineînțeles că lucrurile astea au inflamat tot felul de sensibilități. Acum te-ai retras. Te-ai retras din prin planul vieții publice. Lucrurile s-au mai domolit? Ce să-ți spun cu mâna pe inimă, că în mare măsură am uitat lucrurile astea, că nu mă mai interesează, că nu am vrut firește niciodată să am adversari. Eu sunt un om neconfrontațional și pașnic, așa cum știi foarte bine, că puzderia de adversari pe care mi-am făcut-o, aș spune eu, în mod obiectiv, fără implicarea mea, așa cum cineva îi urăște pe țigani, de pildă, pe romi, sau așa cum cineva îi urăște pe orice altă categorie. La fel și eu am fost un adversar obiectiv al celor care invidiau, cum a spus odată unul dintre Viorel Padina, mi se pare, a spus la un moment dat, îl invidiam pe Cărtărescu pentru femeile, de unde Dumnezeu banii și nu și succesul lui. Și de asta mă urmărea și scria foarte rău despre mine. A, chiar a recunoscut asta. Da, și a măcar făcut-o, asta e o atitudine sănătoasă. A făcut-o într-un mod pe care eu am apreciat-o. A făcut-o într-o postare, la sfârșitul unui articol de-al meu, a spus, m-am înșelat în privința lui Cărtărescu, de acum încolo n-am să-l mai atac. Și lucrul acesta l-am apreciat foarte mult la vremea sa. Cum de altfel și apreciez și poezia lui Viorel Padina. Nu mai țin minte toate aceste lucruri, nu le-am pus la inimă. Dar atunci te măcinau. Atunci... s-au făcut viața amară. Știi, atunci când nu cunoști pe cel care te atacă, pe o chestiune politică sau o chestiune literară, n-are nicio importanță, lucrurile nu te rănesc atât de tare. Dar când e vorba de cineva cu care ai lucrat, care îți datorează ceva, care, într-un fel... ar trebui să țină la tine, fiindcă toți scriem ca să fim iubiți până la urmă. Asta este, un scriitor scrie ca să fie iubit, nu există alt motiv. Scriitorii de obicei nu au alte motive foarte mari ca să fie iubiți, ca să aibă mulți prieteni. Sunt de obicei oameni stângași social, care nu sunt oameni de viață, cum se zice, ca să ai sute sau zeci de prieteni. Dar un scriitor vede în fiecare cititor al lui un potențial prieten. Și visul lui este să și-l facă prieten. Iar atunci când vezi că oameni la care ai ținut foarte mult, pe care i-ai ajutat într-un fel, pe care i-ai ocrotit într-un fel, pe care i-ai debutat, devin adversarii tăi cei mai mari, fără să le fi făcut niciun rău, din potrivă, atunci ești foarte rănit. Ești foarte rănit și sunt, nu vreau să spun acum nume, dar sunt câțiva oameni din generația ta care m-au rănit foarte tare și pe care, deși nu mai pun acum la inimă lucrurile astea, dar pe care mi-e foarte greu să-i iert într-un fel. Pentru că mi se pare că au călcat una dintre regulile importante, regulile de bază ale oricărei relații interpersonale, și anume au făcut rău celui care le-a făcut bine. Da, așa e. Acum tu n-ai să spui, dar e cazul să spun eu. Tu pentru mulți din generația mea, mulți scriitori din generația mea, ai făcut foarte mult bine. Ne-ai, în primul rând, ai ținut un cenaclu unde erai mentor, ai făcut ceea ce a făcut Manolescu cu cenaclul lui de luni și chiar stăteam să mă gândesc de multe ori cum ți se păreau
intervențiile noastre, care erau ridicole, bineînțeles. Noi crezând că suntem mari deștepți când luam cuvântul și mă gândeam cu mintea ta coaptă cum vedeai lucrurile noastre absolut necoapte pe care le scoteam pe gură. Trecând peste asta, ne-a ajutat inclusiv să debutăm și așa mai departe. Țin minte și acum cum ai pus umărul inclusiv la facerea efectivă a cărții, a primii noastre cărți, un volum colectiv în care am debutat noi și cu toții puneam pagină peste pagină ca să facem volumele respective. Și tu făceai chestia asta și pentru asta nu pot decât să-ți fiu recunoscător și să țin la tine, că de atunci. Dar acum am terminat cu declarațiile de dragoste, okay, care sunt indecente ca orice declarație de dragoste rostită în public. Să ne întoarcem la... Uite, la ce? Asta m-a bulversat. Ai idee, Cezar, înainte să ne întoarcem la altceva, să spun și eu că acei ani în care, 6 ani cred că au fost, în care noi am avut acest cenaclu... De ce făceai chestia asta? De ce făceai? Pentru că tu practic n-aveai niciun beneficiu de pe urma lucrurilor astea. Nu-ți ridica nimeni o statuie. Nu... Pentru că ceea ce primești fără arginți, trebuie să dai și tu mai departe fără arginți. Cred că ăsta este lucrul cel mai important. Eu am primit lucrurile astea de la Nicolae Manolescu, pe care l-ai numit, Cromâlnicean, pe care toți l-am iubit extraordinar de mult și îl iubim în continuare, de la Ovid Crohmălnicianu, de la alții, de la, știu eu, Ion Pop, de la Cluj, care a fost întotdeauna un mentor al generației mele, de la Mircea Martin, de la mulți alții. Noi am primit lucrurile acestea cu dragă inimă, cu inimă deschisă. Ei nu, bineînțeles că pierdeau câte o zi pe săptămână la cenaclurile astea fără să fie plătiți și fără să fie măcar luați în considerare în vreun fel administrativ. Și din motivul ăsta, când am avut posibilitatea și când voi m-ați rugat, am acceptat. Pentru că dacă cred eu așa, dacă mă pricep la un lucru, mă pricep să fac un cenaclu. Cel puțin așa cred eu. Și pricep la mai multe lucruri, nu fi modest. Ăsta e un lucru sigur pe care știu să-l fac. Și am avut și eu mare noroc. Voi ați avut într-un fel noroc cu mine, eu am avut noroc cu voi. Pentru că un cenaclu nu constă în mentorului. Un cenaclu constă în relația dintre mentor și cei pe care îi păstorește, să zicem așa. Și relația noastră a fost una profesională foarte bună, zic eu. Eu spun că sunteți o generație foarte, foarte reușită și foarte bună și care a confirmat din 15 oameni cu care eu am lucrat, cred că 14 au scos cărți, dacă nu chiar toți. Și sunt foarte bine cotați acum. Dar a fost, aș spune eu, mai mult decât atât. Exact cum spui tu, aproape lăcrimând așa, de ce să ne temem în definitiv de sentimentalism, a fost singura perioadă din viața mea în care eu am simțit că am prieteni. A fost absolut singura perioadă. Eu pe toți v-am simțit, nu ca pe niște tineri debutanți sau nu știu ce, ci cum știi foarte bine, am fost un grup de prieteni. Asta e mare de prieteni lucru. Foarte apropiați. Da. N-am făcut sex în grup, cum s-a scris în s-a scris ziarele. Așa ceva? Da, bineînțeles. Uite, aflu lucruri noi. Alex Ștefănescu a făcut o metaforă spunând că cu Tescani, cu acea carte experimentală, da, noi am făcut text în grup, așa, iar ziarele de care pomeneai înainte au preluat chestia asta ca fiind sex în grup și așa mai departe. Deci n-am avut această plăcere, dar am avut plăcerea extraordinară a prieteniei. Aproape toți din grupul nostru cu care făceam cenaclu atunci, spre bucuria mea, mi-au rămas prieteni foarte buni. Pe unii nu i-am mai văzut, ca de pildă pe Răzvan Rădulescu. Nu l-am mai văzut, cred că de 10 ani sau de 15 ani, dar eu cred că dacă ne-am întâlnit, am fi la fel de buni amici cum am fost atunci, ca și când ne-am fi văzut o zi înainte. Deci a fost o perioadă foarte bună pentru mine, extraordinar de bună. Da, e frumos. Acum, bun, e și tu drăguț că spui chestia asta, dar e impresionant. Păi că... ce să spunem, Cezar, când am împlinit 40 de ani, adică acum 18 ani, nu? Cam așa, au cam trecut ani. Da. În
în ziua în care am împlinit 40 de ani, m-am pomenit cu voi toți la mine acasă. Ne-a anunțat și tot grupul venit la mine acasă, nici nu aveam nimic pregătit, n-aveam în casă, eu nu mi sărbătoream ziua. Și când v-am văzut pe toți, îți dai seama ce a fost în mintea și mai ales în inima mea. Tu care mea. Ești un om singuratic, un om, cum spui, destul de retras din societate. Acum, că vorbeam de generații. Bun, hai să punem în paranteză grupul ăsta, că nu știu, cred că e mult spus o generație, grupul din care fac eu parte, celelalte generații. Generația 80, cum o vezi acum după trecerea timpului? Este o generație tragică, aș spune eu. Nu este o decimare, ceea ce înseamnă etimologică 1 din 10. 1 din 10, exact. Este o înjumătățire. Este o înjumătățire. Mai suntem, cred că mai puțin de jumătate din cei cu care am plecat la drum. Nino Stratan, Mușina, nenumărați. Treante Coșovei și alții. Mircea Nedel, Ciucioce Crăciun, da. Andrei Bodiu, pe care eu îl consider tot un fel de congener al nostru, deși era deși mai tânăr. Era cumva generația 90. Și mulți alții, dintre care unii mi-au fost ca niște frați, cum a fost Treante Coșovei. Au plecat, sau Mariana Marin, cu care am fost coleg de facultate. S-au dus dintre noi și este pentru fiecare dintre noi o lovitură extraordinară. Pentru că și noi am fost un grup foarte unit, în ciuda, știu eu, adversităților de moment dintre noi și, știu eu, emulației literare sau confruntărilor literare mai curând, totuși am fost foarte uniți și am ținut foarte mult unii la alții. Ei, acum grupul nu mai există. Grupul este dispersat. Eu când mă întâlnesc cu fiecare dintre ei, cu Vișniec, când mă întâlnesc cu Florin Iaru, mai des că e în București, cu Ion Mureșan, cu câți au mai rămas, retrăiesc anii aia. Mă simt extraordinar de bine. Din fericire am cele mai bune relații cu fiecare dintre ei. Da, vreau să te întreb, tu ca scriitor, din anii 80, când debutai cu Faruri, Vitrine, Fotografii sau din anii Cenacului de Luni. Și tu ca scriitor de acum, ce s-a schimbat în perspectiva ta de a vedea lucrurile? De a vedea lucrurile literaturii, bineînțeles. Și a raportul tău cu scrisul. În primul rând, bănuiesc, atunci aveai ambiții. Aveai ambiții să fii cunoscut, să devii celebru, să... Așa e? Cezar, hai să fac acum o mică metaforă, așa. A fost noaptea muzeelor sau așa ceva și s-a făcut în cadrul acestei nopți a muzeelor, s-a făcut și la librăria de la Cismigiu a Humanitasului un fel de etalare de pagini manuscrise de diversi scriitori, unii morți de mult, precum Cioran, alții în viață. Și mi-au cerut și mie să dau o pagină manuscris. Și eu mă gândeam ce să dau, pentru că paginile mele sunt în caiete, nu-mi vine să le smulg de acolo. Și până la urmă am găsit un caiet de la brat, de când aveam 19 ani, un jurnal, care era cu foile, știi cum erau caietele pe atunci, se deslipeau foile imediat. Și am luat o foaie de acolo și le-am dat-o. Ei, foaia aceea era de la vârsta de 19 ani și dacă o citești, vei vedea că nu există nicio diferență între cum scriu acum jurnal și cum am scris la 19 ani. Deci eu nu sunt un autor care a evoluat. Eu n-am evoluat. Felul meu de a gândi și de a scrie a fost același, dintotdeauna. Nu-ți doreai să devii cunoscut? Eu știu că acum, de exemplu, succesul este o povară, este o chestie și nu cochetezi, nu e o cochetărie. Știu foarte bine că nu vrei să știi de asta și că ți-a ajuns până peste cap. Dar, măcar la începutul carierei tale, nu visai la o situație în care să fii aplaudat de mase, în care să fii aclamat de mase? Nu, voiam să fiu aplaudat de Florin Iaru și de Treante Coșovei. Și este purul adevăr. În momentul în care noi am intrat în literatură, ca tineri poeți de 22, 23, 24 de ani, literatura consta pentru noi în Cenaclu de Luni. Acesta este adevărul. Întreabă-l pe Florin Iaru și îți va spune exact același lucru. Deci, literatura se făcea între noi. Ce era în jurul nostru nu conta, era altceva.
erau clasicii, scriitorii mai bătrâni, dar noi nu aveam treabă cu ei, noi nu ne confruntam cu ei. Pentru mine lucrul cel mai important era să devin un poet important al Cenaclului de Luni. Eu am plecat de pe o poziție mai slabă, am venit mai târziu la Cenaclu. Cenaclu era ocupat de coșopei, de iarul, de stratan, de mușină, erau oameni mai mari ca mine, cu un an, cu doi ani, conta foarte mult pe vremea aceea. Și eu am venit ca un junior la Cenaclu de Luni, odată cu Magda Cârneci și cu Vișnie, care erau de vârsta mea. Și țin minte că povesteau că la prima lectură te-au desființat. Era și cruzimea Cenaclului. Ne-a fost foarte... nouă, Magdei, mie și lui Matei, ne-a fost foarte greu să ne impunem. Extraordinar de greu, pentru că oamenii ăștia de care am spus erau deja vedete. Chiar dacă erau cu un an sau doi mai mari decât noi, dar se impuseseră acolo. Așa că a trebuit să ne aruncăm de pe toate trapezele, cum se zice, ca să ajungem și noi luați în seamă de ei. Și eu aveam o admirație uriașă pentru ei. Pentru mine, ei și alți vreo doi sau trei erau mari maestri. Erau pe același picior cu Nichita Stănescu, cu Brumaru, cu cei care mai erau pe atunci. Și dorința mea cea mai mare era să ajung să odată între ei, ei. Să fiu între cei patru, cum spuneam noi, cei patru mușchetari. Crai de curte și veche. Când am făcut Aerul cu diamante, faptul că eu am intrat în această combinație cu Coșovei, cu Iaru și cu Stratan și haina fiind făcută de haina cărții fiind făcută de Tudor Gemeleanu, pentru mine a fost o mare victorie. A fost o victorie extraordinară pentru că deja eram între primii patru poeți ai Cenaclului de Luni. Cel puțin așa mă consideram eu atunci. Și toată lupta mea în primii ani, până am ajuns spre 30 de ani, a fost să mă impun în acest cenaclu. Și în momentul în care m-am impus în acest cenaclu, eu practic nu mai aveam ce să-mi doresc. Pentru că eu nu voiam să ajung poet sau scriitor național. Nu mă interesa de niciun fel, cum nu mă interesează nici azi lucrurile acestea. Eu voiam să fiu luat în seamă de oamenii pe care îi admiram ca scriitori. Și când lucrul acesta s-a întâmplat, după lupte seculare, cum spui tu, când am fost, ne-am înjurat reciproc, să știi, nu a fost numai din partea lor și eu loveam în ei cât puteam. Pentru că era un loc foarte confruntațional, foarte într-o căsnicie așa cu dragoste așa. Și cu certuri, exact. Așa, love and exact. Hate. Dar până la urmă am ajuns să ținem foarte mult unii la alții și foarte sincer, m-au cooptat într-un fel între ei și pentru asta le sunt și azi recunoscător, că nu au avut atitudinea asta disprețuitoare față de unul care vine de jos așa, ci foarte repede m-au cooptat între ei. Și, de fapt, ai obținut, cu alte cuvinte, ceea ce îți doreai, dragostea. Exact. Să fii iubit. Dragostea și, aș spune eu, respectul oamenilor. Pentru că eu cred că oamenii astăzi, ca să fac o generalizare așa în privința tot ce se întâmplă în jurul nostru, asta au pierdut în primul rând, au pierdut respectul. Respectul de sine și respectul pentru ceilalți. Nu se mai respectă nimeni cu nimeni în România în momentul ăsta, după părerea mea. Nici în viața politică, nici în viața culturală, nici în viața socială propriu-zisă. Nu mai vezi pe cineva că admiră sau că respectă pe altcineva, că îl ia de model, că îl dă exemplu și așa mai departe. Ei, pe vremea aceea simțeai acest respect. Și am simțit acest respect de unde mă așteptam mai puțin, l-am simțit de la Nicolae Manolescu. Și lucrul ăsta mi-a dat aripi în momentul ăla. Când am terminat cu Cenaclu de Luni, exact cum ți-am spus, simțeam că nu mai am ce să-mi doresc, pentru că eram unul din membrii Cenaclului de Luni și atunci m-am apucat să fac niște experimente ca să merg mai departe de unul singur. Nu mai puteam înainta în poezia oarecum comună a Cenaclului de Luni. Și am făcut două experimente, unul reușit și altul care mi s-a părut nereușit în acel moment. Am scris Levantul, care era ceva ce nu se făcea pe vremea aceea, nu, cred că nu se face nici astăzi în poezie, și am scris volumul Nimic, pe care nu l-am publicat, fiindcă nu mi-a plăcut, dar l-am publicat peste 20 de ani și am avut surpriza ca unii dintre poeții de azi, dintre 2000, să-mi spună asta e cartea pe care am fi vrut noi să o scriem și n-am scris-o. Deci o carte care după 20 de ani e considerată contemporană, e ceva, după părerea mea. Și cu aceste două cărți m-am despărțit de Cenaclu de Luni și am început o carieră solo, ca să zicem așa.
ceea ce nu înseamnă că nu-i iubesc și nu-i respect la fel de mult pe colegii mei. Da. Astăzi am ascultat de la Mircea Cărtărescu o explicație foarte frumoasă din punctul meu de vedere și cred că nu numai din punctul meu de vedere, a actului de a scrie. Scriitorul scrie pentru a se face iubit de cel care îl citește. Vă invit să-l citim pe Mircea Cărtărescu și să-l iubim. Ok, până data viitoare, toate cele bune. Data viitoare care va însemna mâine. Mâine ne vom întâlni cu un alt poet, Emil Brumaru. La revedere!